Ascultați ce vă spun. Iar mie mi-a făcut un foarte mare rău. Pentru că eu m-am băgat într-o chestiune foarte complicată. Și în general, așa cum vorbeam și cu coleziera mea politică, strategul nostru, noi n-am pierdut niciun război. Nu știm să pierdem. Iar eu acum vă rog să mă credeți că fiecare zi mă gândesc, în fiecare zi. M-am gândit, acum devine ca o obsesie. Ce faci aici încolo? Pentru asta e nevoie de un partid puternic, de un partid cu oameni noi. Și sper că data asta să fiu un exemplu, repet, că eu am venit aici să vină alții după mine și împreună să fac o echipă cu oameni cu experiență, oameni cu bani și oameni tineri, oameni cu avantaj. Apropo de ce o să faceți din octombrie încolo, știm ce o să faceți. Ce o să faceți din iunie, acum până în octombrie? Acum întâi o săptămână, nu, întâi mă la Brașov, pe adorm două săptămâni și după ce mă pun treabă. Nu știu, o să mă uit un pic la proiectele astea, repet, asta apă, gazul și mai sunt câte ori importante, dar o să am o discuție cu doamna președintă. Ea are sens politic, acum în campanie ne mai atacăm, pentru că până la urmă noi am atacat-o cu doamna Feodorovici, că ea conta, că domnul Trufi nu era nimeni. Noi tot căutam ca un bil într-un sac, el nu era în toată ecuația asta. Acolo puteai să pui și o minge de baseball sau orice, nu conta. Și noi aveam puterea asta, aveam o foarte mare putere în județ. Eu sper să înțeleagă oamenii că oricine poate fi dat afară. Și că eu pot fi dat afară oricând, dacă nu fac treabă. Și că dacă ne angajăm la ceva, nu mă angajez să fac un pact dezvoltat, nu să mă angajez. Domnul Iftimează, ce am făcut până acum? Haideți să vorbesc cu dumneavoastră, tu și oricum știi sau nu înțelege. Sau știi ce am făcut eu că am fost în partid, dar poate nu știu dacă e bine să-i explic. Să-i explic mie toate proiectele făcute. Dar să fugi de spital, să fugi de apă, să fugi de lucruri importante, să întâlniți o hârtie pe lipsă de profesionalism. Și încă o dată îi spun, eu respect tot ce înseamnă oameni politici, deși eu, părerea mea este că asemenea tipuri de oameni politici, eu cred că e o carieră asfințită, dacă nu o închise.